Doamna Liuba, bine v-am găsit! Bună ziua! Știu că aveți o poveste de viață nu prea frumoasă. Ați trecut prin mari greutăți și prin mari dureri. Dar să începem cu prima căsnicie. Dumneavoastră ați avut două căsnicii. Să începem cu prima căsnicie. La, vârst, la ce vârstă v-ați căsătorit, dumneavoastră? M-am căsătorit la 21 de ani. Cum ați făcut cunoștință? Uh, cum am făcut cunoștință deci nu am avut cu dânsul, deci relații până la nuntă, nimic, nu ne-am întâlnit, nu ne-am cunoscut. La vreo două săptămâni până la nuntă, deci ne-am făcut cunoștință de pe jur și ne-am înscris și am început să, să trăiesc. Deci n-am putut de să-l cunosc. Cunoscut? Tot, din sat, de unde suntem. Sunteți din raionul Drochia, Din da? raionul Drochia. De ce vârstă aveți? Nu, era mai în vârstă ca mine. Cu mult? Uh, deci, 21, din, el? el e din 67. Uh -huh. 67, 57 67. Eu acum am din ce istat, an sunteți? Eu anul am 50 de ani, sunt din 73, 23 septembrie. Uh -huh. Dar prin aici. ce v-a plăcut el? El nu ne-a plăcut pe mine, m am pus să mă căsătoresc după dânsul. Deci când am fost, am, am fost fata mare, am fost uh, înviolată de un bărbat care are influență, care era bogat și, și -a, cred că și acum el este și bogat și influent. Acolo în sat la dumneavoastră ați fost violată? Uh, eu lucram la primărie ca de serviciu în primărie, stăteam la telefon uh -huh. când... Uh, și când m-a eu să chem pe cineva aia. deci atunci când lucram până la căsătorie a fost așa deci un moment că o venit bărbatul de la chișinău cu mașina și deodată mi-a spus că se iară acolo cineva unde trei locuiește. Eu m-am urcat. Și mașină înapoi, deci mi-au închis acolo, știți unde Da, 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 se închide automat ușile. Și nu ușa. se deschide ușile. Și m-a dus pe la văi și unde acolo. În afara satului? Așa, da, pe deal. Și tare am... A fost, a, ați fost violată? A fost violată. El era singur sau mai era cu cineva? Nu, el era singur. Dar ce vârstă avea acel bărbat? Deci, poate mai mult de 10 ani diferență, așa Dar el așa era de acolo din sat? Nu, el e din Chișinău. Dar ce căuta în el sat El spunea că el e din Chișinău și... Dar ce căuta la dumneavoastră în sat? El a venit la primărie, ceva au întrebat acolo mm -hmm. unii autoritățile și eram numai eu. Mm -hmm. Dar dumneavoastră ce vârstă aveți atunci? Avem 20 de ani. Dar nu ați încercat să strigați, să cereți ajutor? Eu, după ce am închis ușile și eu am văzut că nu apucă acolo unde, unde, trebuie. unde acum nu pot să mi amintesc chiar în detalii pe cineva din autorități sau buhalt, contabilul de la primărie. Cârmu, de, era cu colhoz și eu, deci autorității ambii erau la doi etaje, erau de la colhoz și primul etaj era... Și după aceasta. Deci chiar în timpul când mă viola, eu doream să văd numerele de la mașină, că deodată eu m-am urcat în față, mm -hmm. dar eu, el m-a scos din față ca să mă urc în, în, spate. în spate, ca lui să fie comod. Eu îl rugam, zic, dați-mi voi o minută că am vrut după mașină ca să mă uit la numere. Mă gândeam de-am, dacă voi fi înleovată, măcar să-mi țin minte numerele la... Și, deci, afară, cât el din ușa asta și înapoi, eu am, nu știu, vreo jumătate de oră, deci eu nu vroiam să urc, el de aici m-a bătut, eu de aici îi spuneam, dă-mi voie, măcar în spate, că îi spuneam că Vreau la viceu și nu știu ce acolo, ca să-i văd numerele. Așa numerele eu n-am mai putut vedea. Și ați mers la poliție după cazul ăsta? N-am fost la poliție, dar... Eu... cum să vă spun... era rușine să Atunci, da, și dacă eram, s-a Și nu numai când era rușine, mama mea era... Dumnezeu să ierte, era credincioasă și ne educa tare cum... Strict. Strict, era. așa. Dar mami i-ați spus? Nu i-am spus nici la mama. Nu. Dar și mama am avut o comunoție. aflat vreodată? Poftim? Mama o aflat vreodată că ați fost violată sau Cazul acesta nu i-am povestit, mama era cu dizabilitate și ne-a crescut singurică. Noi eram opt copii în familie. Și, știam. eu, n-am vrut pe mama să s o... Stat, da, și eu știam că mama, dacă ea spune că ea este creștină și ea zice, eu știam că ea nu s-a adresat. Deci chiar să-i spus și noi ambii s-a hotărât, ea spune că trebuie să iert, ea așa ne educa că trebuie să iert. Mm. Și ce are viol cu căsătoria dumneavoastră? Deci după această caz, l-au împus pe bărbatul acesta ca să ducă ca el cum să Căsători. căsătorească cu mine. Dar cine l-a eu, că eu sunt însărcinată. Și persoana aceasta care m-a violat a fost la noi în sat și i-a -a, -a plătit la o doamnă. Acum e de nu este în viață și pot să spun și numele dacă... Lăsați, ții bine așa ca să... Doamna să care a luat bani și nu știu cât, ca eu repijor să mă, să mă mărit, să mă convinge, ca eu să mă mărit cu el. Cu băiatul ei? Cu băiatul acesta, nu el, nu e băiat, nu. E un băiat din sat, el lucra uh, brigadier la o. Um, acolo, tot în colcos, și acolo. el lucra la dânsa acolo. Da, dumneavoastră ați fost de acord să vă căsătoriți cu nu el? Nu am fost de acord. Atunci de ce v-ați căsătorit? Uh, Iată, așa, mă gândeam că dacă voi fi însărcinată, și dacă nu știu de unde, și pe atunci era rușine și mama n-a vrut să mă primească nici în casă, Ea a să spui că suntem din familie creștinilor și tu, iată, ești însărcinată, că și eu... să rămâneți pe drumuri. Da, și am să rămân pe drumuri și cu probleme și cu rușine. Apoi, dumneavoastră, ați răs -răs rămas însărcinată după acel violon? Eu nu cunosc, fiindcă eu, repede, mă... V-ați căsătorit cu el? Ei m-au căsătorit de femeia asta vine, vine ne aduce și mâncare și bani și tot. Ia că băiți tu-i cu minte, el e bun și el așa și așa și așa. Eu asta acum de -am, cunosc adevărul, atunci nu știam că e pe mine mai lua cu... Dar dumneavoastră, peste cât timp ați aflat că sunteți însărcinată? Eu acum am probleme cu, cu eu, eu nu cu pot memorie. Să, da, și eu nu pot să chiar să ne amintesc e, chiar în detalii, dar e, cum? Da. La cât timp ați devenit mamă? La ce vârstă? Deci am născut, am făcut cunoștință. Ați început să știți da, cu ea? Da, și ne am înscris, am făcut o mică nuntă, și am, am fost însărcinată, și am născut un băiat cel mai mare, Ca Ion. Să sănătos. Și dumneavoastră nu cunoașteți că ați rămas însărcinată după ce ați fost violată sau de la bărbatul ăsta nu, nu cunoașteți? Cunoaște. Nu. Și n am făcut analiză, am mai îmblat nicăieri. Că și Deci, numai asta că eu pe dânsul nu-l cunoșteam, nu știam nici caracterul, nici nimica. Doamna Liuba, violul ăsta vă marcat toată viața, cum credeți dumneavoastră? Vă distrus viața? Violul ca violul, dar în urma violului și toate acțiunile ce s-au -a urmat. Acum. Și așa urmat asta. Asta cel mai grav, că bărbatul acesta care eu nu-l iubeam și el nu mă iubea. Și era așa o situație că de-am un avea cu și trebuie să mă, mă mărit. El a spus că eu, eu salui cum ca da, personală și îl face ce vrea. În timp de trei ani, cât am trăit cu dânsul, am, am avut în timp de trei ani 15 comoții cerebrale. Asta grave. De, la el? Asta grave, care eu nu le suportam acasă și am solicitat ambulanța, ambulanța am stat în traumatologie și neurologie. În restul cazuri, în restul cazurilor, suportam în casă, punem șervetul, um, șervătul, pastile. Dar cum vă bătea el? Vreau să spuneți 15 el, a După ce s-a născut băițelul acesta, uh -huh. încă nu s-a născut băițelul. eram uh, însărcinată cu băiețelul de 8 luni. Deci rămăsă să încă o lună ca să-l nasc. El m-a bătut așa de tare, iarna. M-a bătut și cu cioarele în pânci. Mai nou a omorât copilul. Îl bătea și îl bătea. Deci iarna, când erau, at... copilul meu s-a născut în 96, și puteți să vă uitați în internet ce iarnă era în 96. Uh -huh. Să vedeți și iarnă era. Era tare mare omăt, era tare frig. Asta acum noi nu vedem omăt. Era zbătută de el în timp era ce bătut, erați însărcinată. însărcinată. Cu pumnii, cu picioarele. Cu picioare. El așa de tare o bătut în că Eu mă gândeam că a murit copilul. Poate l-a pus cineva. Să căsătorească cu mine și să-mi de copilul. Deci, eu nu știu, eu așa mă gândeam. Și, dumneavoastră, după bătaia, după prima bătaie, ați mers undeva? Ați povestit mamei? Ați mers la poliție? Eu, după ce m-au bătut în pânci, eu copilul nu l să O lună de zile până la naștere, copilul nu se mișca că eu când încă așa, îl simțeam când s-a întors, uh -huh. când acolo se dezbătea. Deci o lună de zile deloc. Dar ați fost la poliție. Și... Am, și... eu mă gândeam că el gata, e mort. M-am dus la punctul medical. Ei mi-au spus că trebuie să-mi fac naștere cum. Uh -huh. Am înțeles. Să vă provoace nașterea Da. Cezariană. Eu am spus, nu cizăreană, mm. da, cizăreană asta când îți mm. da, asta așa trebuie să nu naști, pui injecții asta, și să... Vă să naștere. Și eu am spus că nu, că sunt creștină, și... da, și că el e mort, că el a de bel, că el nu știu ce Eu am spus că eu trebuie să mă conving că el e viu sau mort. Deci m-a am fost, ne a dat întreptare de șapte ori eu dată îndreptare și eu de șapte ore am scris să refuz. Am spus până să-l văd, într-adevăr, e viu el sau cum este, atunci eu îi decide dacă ni spuneți că sunt un convins că el e mort, dar trebuie să i faceți că n el la în mine mort. Dar dacă el este viu, dar pur și simplu are și el comoții de-am acolo și el stă cum speriat. Și ei ne-au dat îndreptare și au venit în Chișinău. am fost o de soră. Am venit aici, aici era taman fratele la, la Ciocan, aici trei. Am oprit la el și am fost și ne-au făcut investigații și mi au spus că copilul viu. E viu. Pur și simplu, el e speriat. După Stem. asta ați fost la poliție, domnule? eu am fost nu dată la poliție, eu am fost de multe ori și vreau să vă spun că el, pur și simplu, nu, nu se culca cu mine ca, ca, pur și simplu, ca bărbat. El mai e violat de hoșmă, de trei ani. Erați forțată, sunteți în Forțată frumos. și eu, odată de m-am dus, nu-i spuneam că el m-a bate, dar mă duc și-i spun la poliție. On mine iznasil, on mine nasilit. Și e reddev un hochod. Clore liderec, că zice că și tu moș, că un moș te nasilă. Ara să mă da va aici, mă luau așa, știți, nu luam în serios. Vă luăm de ridere. Dumneavoastră, după ce s-a întâmplat cu băiatul, că ați fost bătut în timpul sarcinii. Dumneavoastră, v-ați întorc din nou la el? Eu... Ați mai cu el trei ani jumătate, da? Deci, ce? Mai întâi ne au făcut o investigație. Mm -hmm. l totuși l-am născut tare greu. Am născut copilul acesta că a fost la maternitate și nu putem naște. Deci el nu avea putere să-și... Am înțeles. Fac acțiuni ne ni toate injecțiile care cu convine. Uh -huh. Dar eu deci el că trebuie deam să iasă. Deci eu n-am putere de-am. Eu așa am recănit în în maternitate că eu Că să deschidem de fireastra și să mă dau capul în jos, că nu mai vreau să trăiesc și m-a văzut moașa și zice și și faci tu acolo, dar eu, că tam cum să să deschid de la patul etaj, că acolo e maternitate la patrile. Și zice și faci tu, draga mea, dar eu că nu vreau să trăiesc, fiindcă nu-i dați nici o injecție, ori să-i scoateți copilul, că eu o, o sut, că cum răcânem. Eu până la șă de tare răcâniem, că un medic a venit la primul etaj, eu strigam, ajutor, așa de tare că ne-am rupt și gâtul. Ne am de mință și un doctor a venit și s-a gândit că poate ceva s-a întâmplat că... și că s-a audit acum la primul etaj. Doamne Iată iuba, așa. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de ce v-ați întors înapoi la, la bărbat? Eu n-am avut unii și Eu mă ducem la mama și îi spuneam, că ea că eu nu vreau să trăiesc cu dânsul, că eu o să vin la mata să așa. ne spus că nu. Să o faci și de rușine în sat. Sau de ce nu voia să vă primesc? Eu spus că dacă asta te dispărțești, apă, ca de obicei, fetele și fac cat altul și îmblă un col în coașii, dar așa și șeți grămăjoară, știu că de da, sunteți acolo și e, e păcat să te dispărțești, mare păcat. Dar dumneavoastră era conștient, doamna Luba, că veniți înapoi la un bărbat care ar putea să vă omoare. Da. Și el asta și-o fășea. Și eu cu trei copii. Dar cu el ați, mai, ați avut copii? Deci am trei copii cu dânsul. Iar nești, la un an. Uh -huh. La un an și o lună. Un an și o lună. Dar eu de nu dovedeam. De ce ați mă născut cu el copii dacă știați Eu venim de la maternitate și cât chiar era mergea Ia mm -hmm. el așa scălărie și, și dacă nu vreau mă bătie. Nu-mi de devoiz, mă spăl de-o pildă chiar... Mm -hmm. mă, odată Adică el făcea și voia cu dumneavoastră. Da. Eu pe ascuns mă ștergeam puțin cu pietica că dacă mă spălam, el zicea că să nu mă duc undeva spălată. Mi-a fost tare greu și mi-a fost rușine. Eu vă din în aveți și am tras. Dacă că... a fost cea mai mare bătaie că dumneavoastră ați, ați, crezut că nu mai scapați vii din mâinile lui? Era ultima bătaie când i-am spus că plec de la dânsul după aceea am născut o treilea copil, că vă spun că de-am văzut că nasc cum îi faci. Eu uh, nu știu cine o mai spus să, să mi facă fac în avort. Mm -hmm. Deci la punctul medical mm -hmm. ei vorbeau între dâns și el a auzit. Și a zis, bagă de sam, să nu faci și avort. Cât te ușit? Ea că te ușit cu și gata. Eu un cuțit, eu un topor și n-ai sfit pe pământ. care a fost cea mai mare bătaie care a, a, -a și avut? Și când i-am spus că eu plec de la el, iată în ziua ce era și mai mare bătaie, când 5 ceasuri eu, el m-a bătut 5 ceasuri în casă. Dar mai întâi, când ne în casă, eu tot ca să fug, mai nu putem fugi în ziua și ea. El m-a dus în zală, noi am avut așa o comnă în zală, care nu era acolo reparație și noi am avut un pat de ăsta de fier care de cândva. sovietic. Sovietic. El era acolo jos, pur și simplu jos. Podeala era de beton și patul celălalt era jos. Mă gândeam că ne-a trebuit la nasip să înșerne și el m-a dus încolo și m-a legat de patul și el întâi era îmbătut vreo jumătate de oră. M-a lega acolo, m-a zlega, iar mă a bătie, iar mă lega, că eu să nu fug, el să mă odihne. Și în timpul ăsta, când el s-a odihne, apă și m-a amenințat Și, și așa îmi spunea, Ia că aduc că este copii, că tu să-i vieți ultima dată. Iată, am ultima dată să-i vieți, că e gata, ți-a venit moartea. El vă lega de patru și vă bătea? m, m legat uh, că acolo sunt așa de la unde-i ca și până la cer, doar este da, el. Loc. Da, 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 așa da. că el așa m-a răstignit. Aici m-a legat și picioarele te. Eu, pur și simplu, stăteam răstignit. Și cum vă bătea? ce vă bătea? El uh, întâi mă bătea și am mă legat, când el s-o adicne, că eu să nu fug. Cu ce vă bătea? Cu pune picioarele? când nu eram legată, și când legată, el de nu mă bătea. Da, 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 dar când nu erați legată? Apă, mă bătea și cu, cu pumne și cu picioarele și cu... Ce, ce miria și taburet ca și... După de bildă, ce era sub mână și un, de un și un și un... Dar nu să voie să plecați. rugam, dar a, a, nu trebuie să-i spun în ziua aceea că eu plec de la dânsul și eu trebuie să aștept că el undeva să ducă și eu pe jos în el. eu eram prostuță și deci i-am spus că gata, deci n am mai trăiesc cu tine și ia de la asta la dânsul cum? Ai devenit nervos. Că cum? Dar el v spus, doamna Luba, că tu nu o să fii nici a mea, nici la altcuiva. Da, eu pur și simplu am spus că mă duc și gata. N-am mai spus. da Dar copiii vedeau cum îl vă bate toți trei copii fideau cum uh, bate și deodată s-o dau toți trei. Eu le-am lecuit. Uh, de le frică s urinau pe ei? Toți să, urinau. să o urinau. aveau frică. Noi dormim și pe maline și pe și pe... Primi... Întrebați în sat, chiar puteți să mergeți și să întrebați unii, n-am dormit. Dar iarna, hai că vara... Undin la cine nu am dormit? Eu vreo noapte. Haideți că vara... Tot satul m-a primit, cine îmi pot cine îmi pot, cine în beș, mă ascund eu unde vrei. aici, e ca aici, închide ușa, noi, noi, noi. Și așa, e, că vine din urmă. dormeați prin prima linie, prin popșoi, dar iar unde dormeați dacă fugeați? Tot așa, la lume, dar toți anii cât am trăit cu el, eu iarna dormim, mă strâns să mă culc îmbrăcată, ca să pot fugi. Tot era lângă mine, erau cizme, erau tot lângă mine, dacă ceva voc. Dar el bea? Și bea. Dar era mai, mai tare violent când era treaz sau când era beat? Nu numai când era bat. El când trează, el, el era cu minte, liniștit, puteai să-l conduci. Să cer vreodată iertare la dumneavoastră? Să ceri? Când era prea? Să Nu numai că se a căzut că de în genunchi. Și puteți stăi toată ziua în genunchi și spui că gata, tot e bine, tot e ok. Când s îmbăta apă, nu puteai să-l oprești cu nimica. Nici cu vorba, nici cu... Dumneavoastră, erați conștientă că Dumneavoastră îndurați ce, ce îndurați, dar distruziți și, și copiii. Eu n am avut unii, mă duc și el am luat de urmă mie, fiecare pas. Eu odată am fugit cu testrii, cum tocmai pe deal, cum, am lăsat satul și m-am dus tocmai pe deal să, să nu mă vadă nimeni. M și am stat acolo mult timp copiii și eu mâncare, eu m-am ascuns în, în mazări, și le toți tot zău cu mazări, că își le durea burtica, că le era mânca, erau mici. Dar mama dumneavoastră, de, de, de nepoți, de copii dumneavoastră, nu era jale? Era jale. Dar era... de ce nu a primit mama dumneavoastră? Ei ne-au spus că e pe mine nu mă primește înapoi. Că să nu faci și de rușine. Să nu fac de rușine și să nu mă dispart, că asta e, e creștină și cum asta. Te de... Din păcate, și acum mai există stereotipul ăsta în societate. Mai bine o fata sau băiatul să moară acolo decât să-l să primești acasă. Când dumneavoastră ați reușit să scăpați de el? Deci, în timpul acela când i-am spus că plec de la dânsul. După ce v a bătut bolegat, și mă tot mă mm. dezleaga și mă leaga și mă tot așa câte jumătate de oră mă tot. Deci undeva au durat vreo cinci ore. Și tot ziua aceea a scăpat de el, a Și în ziua aceea, da? eu de nu știam cum să-l amăjesc, ca el să mă lepide și să ducă. Și spus, el tot îmi spunea. Am spus că azi mor. Iar că el păstăiană psihologică, cum, mm ca eu să am frică, că eu o să mor. Eu am spus, tam, ok, gata, dacă mor, mor, las fi așa. E, și o zis și vrei ultim, ultima acum. Dorință. Dorința, să-ți aduc acum trei copii să vieți, ori ai altă dorință. Și eu am spus, nu, copiii am mai văzut, ne mânca. Și e că dus și de mânca. Eu ne-am luat cu hâtria, mă gândeam că el la moș în casă care noi el s-a dus pe la vecini până ne-a mâncare, dar eu poate mă rupi. Eu deci eram gata, mijlo vieții smerci. și smerciu. Mă gândeam, dacă eu, mult. dacă eu repede nu mă dezleg, dar încă el, de vreo câteva ori, la mine aici o lună de zile era semn că eu Ați fost legată. eram legată și el pe cu două mâini, cu două dești, așa. Să vă sugrumi, să Și eu nu putem, după asta eu greu răsflam, dar nu putem chiar... Uh, stuketul meu chiar așa, așa gata, mă durie. El mă strânge și azi să mor, eu ți că mor, e ca așa. Lua toporul și nu pălie. dar așa știți... Asupra dumneavoastră. și și, 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 și șur, pune. Cu, cu atvertca chiar și eu mă șipt în cap. Chiar am tăi disen... Eu eram tot distrus de sânge. Eu aveam păr lung. O viață de iad, doamna. Am avut iad. păr lung frumos și după asta m-am frezat că cum mai n-am rămas. El așa nu, că așa locuri nu era păr. Și când m-am de am frezat, de-am căsnus. El v-a păr și vă păr. și ce vreau și ziua când el s-a dus după mâncare, dumneavoastră ați fugit atunci, da? Poftim. În când el s-a dus după, după, mâncare... Deci da, și el s-a dus, eu i-am spus că numai asta, ver, eu adă în mâncare, nini am mâncat, tot așa îi spunem cu ghindișorul, de el a, tu hâtră, eu am ușa să mă duc după mâncare, dar tu fugi. El zic că nu, îți dau cuvânt, la poliție n-a eu aste iert, tu la închisoare, n-ai și adă te rog, într-adevăr, ne am mâncat, mame, să jos, nu mai pot, ne-a mâncat. Și l-am înconvins. Ia ca jumătate de oră îl convingem. Vreo 20 de minute preces, Îi spunem, vă spun, ia ca în fața Domnului, că n la poliție, n-ați n, n, n și, și n fug. El mi a spus, nu fugi. Am spus, nu, dar tu mai legat, dar tu poți să te dezlegi. Zic, nu, eu n mă dezleg. Și unul, alta. El o luat și o mai strâns și s-a dus în cate mâncare. Eu știam că în casă nu era, pe atunci nici o să de pâine. El s-a dus pe mahală, că peste drum trăie o verișoară de-a lui și eu zic el până să ducă, până să grească cu dânsa, până să iei. Eu în timpul ăsta am avut încă. El până s-a dus la mâncare și în timpul acesta cinci ori în care eu eram chinuită, el știți ce a făcut? El a luat și un, un cuiet ușa, că tras din drum, videu că e ușa închis. Mm -hmm. Ca și cum nu sunteți acasă. Și a, da, și am intrat prin fereastră în zală. Și ieșe tot prin fereastră în zală. Ca să nu mă poată nimeni, că el când m-a legat de pat, mi-a zis, nu urla, nu străga, nimeni n-a scape, ca să nu-ți leg și, și gura. Știu fiindcă ți văd de la cata, din drum, dar din drum până la la și apoi eu încă în zală, deci nu era șansă ca să mă, cineva să mă scăpe. Și iată, el încă s-a dus după mâncare și nu a ușa, el iarăși s-a dus a, prin fereastră și s-a dus. Și iată, el s-a dus. Eu mă gândeam dacă eu mă dezleg, și el acum intră și eu nu reușesc, gata, eu mor. Și, și șansa asta de, de a trăi la mine cum, moare. Moare șansa ca eu să fiu să salvat. Și eu așa mă rugam la Dumnezeu, așa mă rugam și Tatăl nostru și spunem, Doamne, mi-a venit ceasul să mor eu la anii acestea ce am făcut eu, n-am făcut la nimeni niciun rău în viață. Eu aș... Și cum ați scăpat de acolo, doamne? Nu eu, dar Dumnezeu, puterii și la o mână, era provot că de asta de la lumină. Uh -huh. Și eu am mai ieșit, am șită și ni la o mână. Repede am, și am luat și înapoi le-am pus. Ne m-am dezlegat și așa am le am pus că dacă el vine, mă gândeam că iar să-l dacă n-ați dovedit să pe înherea și n-ați am putere. Dar copiii erau în casă? Copiii au fugit. Mm -hmm. Au fugit atunci când au văzut. Ce se întâmplă? Da, și nu știu cine de mahală, o ochi, ochi, nu mai țin minte cine le-au mai luat, nu mai țin minte cine. Și dumneavoastră ați reușit să fugiți atunci pe fereastră? Și m-am legat înapoi, zic, dacă el, Doamne ferește, vine. Da, asta s vântul acolo la fereastră și nu pare că el vine și eu Mă uit, nu-i. Zic, ai și o minută, am eu de-am -am numărat cam când el putea să vie, să... Zic, nu, lasă-mă de când a să sară în fereastră. Sau chiar pe că am vrut acolo, nu departe de primărie, zic, dacă ceva, măcar afară, dar strâng și așa mă aud, dar nu în casă, că n pot să mă salvezi. Mm. Și am sărit în fereastră, eram toată dezbinată, tot tăt de sânge, o idee n să înflată, plânsă, spărietă. Și pe și încă am sărit acolo, era un gard la vecini și set, -am, am căzut, e ca și ea, m-am tăvălit de acolo, așa, cu prin genunchi, prin, pe la vecină și am și ieșit ați, ați că scăpat. acolo, în centru, sunt vreo câteva case, deci de la mine. Și am căzut. În centru am căzut și n-am avut putere, nici să chem salvarea, nici să chem poliția, nici să Am căzut și, și m-am stâns. Gata. Cine, dat de dumneavoastră? cine căzut? Merge o căruță și m-a văzut că și ei mergeau și întrebau, de asta lume mi povestea, că întrebau, a cui, cui fata asta, zice, și îi bată, și e, și măscărită, dar și tătăi de sânge, a, cred că nebună și la iarău, și -a, a, asta e lu. Deci e între dâns. Și ei au, a pensat, de-a știu eu că el mai m-a bătea și au luat -o repede de mâinile și de cioale și m-au pus în căluță și eu nu mă vedem. Că eu să șezut în căruță, el avea să lege și avea să mă... Să vă ia acasă. Da. Dar așa ei m-au și sunt mai departe. Și nu au chemat ei poliția și salvarea, dar... Ei vorbeau între dâși. Eu ăștia care cu căruță erau bătrâni. Și au zis că trebuie dus la, la mama ei acasă. O duce la mama ea, că ei, că e să print în altă parte. Deci mm. că da, duam eu o fizum, mama s-o a s o, -o schimbe haine. Și-a fost schemat polița timpul sau? m-a dus la mama, mama o chemat, ochimat, mama m-a șters cum a putut că eu eram tot mm. de sânge, și e cât măcar față, că nu se dă nici față. E m-a șters, că odzi că nu mai spălăm, așa, o leacă și genai dat, nu știu, și acolo alt hainic, era tată ruptă, m-scăritul. Și m-a chemat salvare și m-a dus la... Da, poliție. La spital. Și la spital am stat... Eu, eu sunt și putut Iar că atunci am nisut și putut pe Accesurile astea. Și în ziua și ea m-a dus în reanimație. Și eu când am aflat când... Eu de la acces mă uitam tată alb și nu cunoșteam secția, că eu cunoșteam când în traumatologie și neurologie. Dar acum nu cunoșteam că vedem oameni care mor și aia este Aparatele. Da, și eu -a mă speriam și ei nu mai vreau ceva să mă întrebe. Ia, ca aici, -și, și, și acolo, și, dar eu ras și iar, iar pristup și unul după altul, pristup, pristup, ei nu puteau să mă, și de că la, eu de să la mă revin. este dumneavoastră cu ce v-ați ales? Ea de la, când am, de la reanimație unde am stat, ei o ca să ne oprească accesuri și cu salvarea m-a dus la Chișinău. Și cu ce v-ați ales în urma la bătăile astea care le-ați avut cu primul soț? V-ați ales cu epilepsie sau cu cine Da, la cum ei a, făcut o investigație, că când m-au adus în coace, nu știu eu că au spus că este acces din nevrostenie, este acces de epilepsie. Mm -hmm. Și de, nu, nu, știa precis cei. Mm -hmm și eu scris sub semnul întrebării. Deci, o scris eu, nevrostenie, epilepsie și semnul de întrebării. Deci, aici trebuie să-mi fac investigații și să-mi pui în ei diagnoza. Și s-a dovedit că -i... Și s-a dovedit că e epilepsie, că de fiecare dată și mă udam și era, eram tot neagră, câteodată îmi mușcam limba. Doamna Leova, spuneți-mi, vă, spuneți vă rog, dacă dumneavoastră după toate cele întâmplate, ați revenit în sat înapoi sau nu? Am revenit, numai uh, am revenit să mi iau copiii de la mama și pe fugite, N-am -am venit, nu îmi blama și ea, e prin sat. Și vinem sau cu taxi uh -huh. sau vinem cu cineva, cu fratele, vinem cu un vreun bărbat, îl rugam pe cineva și repijor pe și ne-am luat copii și m-am dus și trăiam în drochea. În drochea străit. Dar nu vă era frică că el o să vină și acolo la drochea o să vă găsească? Uh, mi era frică și uh, ne-am făcut cunoștință cu un bărbat. Uh -huh. Acolo, în drochea, stăteam la autogară și aveam frică, eu nu știam nici unde să o apuc. Ziua și în parc, că încă și mă uitam în să mai meargă lumea. Dacă nu era lumea, mai în margine stăteam să mai văd lumea. Mă iertați că vă întrerup. Bărbatul ăsta, care e primul bărbat, care e primul soț, el e în viață acum? Încă e în viață și încă mergi pe trotuare. Și trăiește acolo în sat la dumneavoastră? Nu, nu, știu, probabil, dar... Dar s-a recăsătorit? Nu, dacă el s-ar uita la acest interviu, ce ați spune pentru felul cum o cu dumneavoastră? Eu nu, nu, vreau nici să-i spun. Eu, eu cu oameni nu am și vorbi. Eu, deci, nu știu, nu mai găsesc cuvinte, fiindcă mai sunt bătăi în viață, mai este lumea care trece prin violență, cu o leacă l-o leacă acolo fugit, da, păi zghit, nervat, dar cum am tras eu, Eu uh, nu-l recunosc nici ca bărbat, tu... el e tată biologic la copii. Eu am uh, am uh, scris și au fost deschis dosar penal za extizanie. Deci eu cum uh, zaistizanie. Eu nu am fost pedipsit. Și eu insistam, și au fost deschis de patru ori deschid și închid eu dosarul. De deschid eu și eu am teti extrasurile până de la spital. Iată eu am la ziua de azi toate extrasurile de la spital. Eu am răspuns de la procuratură, de la Chișinău, am scris mi-a scris că nu, nu, de patru ori s-a deschis, s, -o deschid, s -ar și de... Adică nu a avut motive să... Da, da, nu e motiv, eu până ziua de azi chinui, dar la dânș motiv nu că era comunism și socialism. Pe atunci asta era normal, vine bărbat și o bate, e, e ok, eu vin și spun că eu sunt violată, ei râd. Iată, asta era realitate. Doamna Liuba, dumneavoastră, nu ați putea ierta vreodată pe, pe bărbatul ăsta? L-am iertat, fiindcă a stat la, la închisoare. După ce de am trebuit să-mi plătească pensia alimentară și m-a chemat uh, la judecătorie, judecătorul m-a întreba, era pe atunci Gurițanu Ilie, șeful judecătoriei, și el mă întrebat, zice, și dumneavoastră, doriți ca noi să-l închidem? Zic, da, dacă el a sta închis, fiindcă nu îmi plătește pensia alimentară, ei nu vorbeau că eu stau cu dizabilitate în sprijină mm -hmm. lui. Ei mă întrebau că acolo este datorie, că el nu ne-a Și dumneavoastră l-ați iertat. Și el mă întreabă, eu îl întreb, dacă a să-l închideți, a să-l împuneți să lucreze și a să i dați nii ei bani. Apoi eu sunt de acord să-l închideți. Dar dacă pur și simplu el a sta ca pe deapsa fiindcă nu ne achită, pentru mine asta nu e ok. când numai să vorbească satul că era un tata la copii unul și gaș, dar uh, acum el și îi uh, tiuremșic. Să că eu n-am vrut la copii să le și arate -ați și ați iertat. Eu? am iertat. Dar în interiorul dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, l-ați iertat ca pentru cum procedea cu Eu și l-am iertat și l-am depărtat de mine. El în viața mea nu este, dar nu dar există, măcar că îl văd. Eu îl văd... Nu prin... există, dar dumneavoastră nu puteți să, să uitați viața asta pe care ați avut-o cu el. Perioada asta v-a traumat toată viața, nu? Da, dar dacă citim Scriptura, diavolul are putere pe fața pământului și a intrat într-însul și a lucrat. Eu... Cum v-ați căsătorit a doua oară? Aveam cu diavolul. Bineînțeles. Cum v-ați căsătorit a doua oară? Iată, când am stat acolo în parc, în Drochia, la nu, și la autogară, și stăteam uh -huh. și în parc, că mă temem să mă duc acasă, sora mea trăie în Drochia și ziua mama ce aducem la dânsa, e când se duce la lucru, dar eu ieșeam în parc și mai stăteam, nu avem unde mă duce. Eu făcut cunoștință cu un bărbat, că tot el ieșa, stătea pe alt scaun. Uh -huh. Vorbă după vorbă, deci. El a văzut că eu citesc Biblia și eu am tras atenție că și el era cu Biblie. Deci avea uh -huh. ceva în uh -huh. evanghelie Biblie. Și am început să schimbăm vorba. El ceva a început să mă întrebe din Biblie acolo. Uh -huh. Și eu știu că așa. A să cunoșteți. În fiecare zi, noi, nimai, din. Când el după lucru acolo, când și el ieșe la primblare și ne-am făcut o Și el m-a întrebat de ce eu stau toată ziua acolo, că deși, Iar că el de pildă de gata, mai stătea o leac și ce spunea acasă, că... De ce ce... Da, mă duc să mănânc și tu nu pleci. Și că nu, că eu trebuie să aștept până sora să vii la lucru, șapă, să mă duc la dânsa, că tot eu mă temem singurii că stau. Sora dormează, da? Pe atunci sora avea un apartament cu o, cu o cameră și eu a, ziua cum, cât el era la lucru, eu nu vroiam singure să rămân în apartament. Mulțumesc. Eu așa aveam frică că el să nu vie, el la test le spune, dacă o prind, eu o ușit și eu o, o, el fugea prin tăt cu, cu, cu cuțitul, cu toporul, tăt satul Și ați început să fiți cu bărbatul ăsta împreună, da? Și nu m-am gândit că să fi cu bărbatul ăsta împreună, dar ne-am dus amândoi la biserică, am început să frecventăm biserica adventistă. Uh -huh. El spune că el dorește să păcăiască, el tot cum a fost la război în Afganistan cândva, uh -huh. este veteran, a slujit 2 ani și 8 luni. Și el v-a propus ca să treci la, la, el cu, cu traiu? Să, străiesc? fiu sincer, eu am propus. Ca să mergeți la el? Nu, eu, el nu avea tot unde să duce, el închiria, dar eu l-am rugat ca el să stea de hoșma lângă mine și când a să-l întrebi lumea, spui că el este soțul meu. Încă nu eram înscris și n-am avut niciodată nicio de, relație. De frică. Eu tot retrăiem, de primul bărbat, nu mă ușidă. Și când vine cineva din sat la mine și mă vedeau, și ei mă întrebau, ce faci? Dar eu chiar că stau cu soțul meu, eu și el tot de, de din cap. Da, da, ia că noi, noi numai așa, așa, eu l -am rugat, Am El l a rugat. că el pe să mine să, mă ajute, să mă ca, să, da, că ca, da, eu să nu mor, pur și simplu, lui. Cât timp ați fost? Ați început să fiți împreună cu el? Cât timp ați trăit cu bărbatul ăsta împreună? 10 ani cu 10 ani. a doilea. Și am făcut încă 2 copii. În total aveți 5 copii. Am da? 5 copii, 6 nepoți. Sfii și, sunt așteși, a șaptele, a 10, și acum sunt năște și a șaptelea ca pe 10 și 15 ani. De la doilea. Fata Acolo de Acolo la... în oraș, la Drochi, ați, locul locuit cu bărbatul ăsta, da? Da, el e din Soroca, dar locuie în Drochia și fiindcă el a fost în Afganistan, el nu avea frică de un bărbat care face violență. Deci uh -huh. el în primul an el s-a comportat tare bine, deci m-a apărat, după asta el și ne-a propus și deci, nu El deodată îi spune, haide, noi ne cunoaștem bine și ne ducem la un ceai, la un chex. Mm -hmm. Eu am spus că nu, că eu sunt creștină și mama m-a educat că trebuie să ne înscrim întâi. Eu nu pot dormi cu un bărbat, pur și simplu că am o că dorm cu tine o săptămână, două sau o lună mm -hmm. și pe urmă cu altul. Zic că la noi așa ceva noi. Vreau, Dorești că eu să fiu a ta și în pas, și tot, noi ne înscriem, ne înregistrăm istoria și atât. Și el tot așa, vede că eu nu-i nu nu dă voie, nu-i dă voie, deci îi dă voie când bem ceaiuri, vorbim, dar mai departe. Și am decis ambii și am fost la Zax și ne-am registrat căsătoria și ambii am îmblat la biserică, acolo la Drochea și am mai făcut doi copilași. El nu bea, nu fuma, dorea să devie și pastor. Așa el tot. Spuneți, vă rog, cum, cât o durat bine și frumos vreo 5 ani, în este 5 ani unii el nu bea și nu fuma și era mm. cum era, se mai întâmplau cerți și chiar și bătăi. Că dacă el e nervos și nu trebuie să-l nervuiesc de pildă, ori nu trebuie să-i răspund și, cuvântul. Și da, se întâmpla. Deodată, când s-o pucă, pe el, încă nu s-o deprins să fie creștin cum mm -hmm. creștin și se întâmpla și în bătești copii Din prima căsnicie. Da. Dacă acela mă bătea primul, mă bătea numai pe mine, copiii mai nu, 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 atingea. nu atingea. necatând că copiii și folos că tu nu le atingi fizic, tu psihologic, că ei se orinau, nu mă vedeau și se orinau. După și... cinci ani, neastră, spuneți că el s-a schimbat. Cum s-a schimbat? Deci, în timp de 5 ani, din când în când, se mai întâmplau și certuri, și bătăi. Dar bătăi vă cu... Dar nu mă bătea chiar cum mai este, da? Că m-au lovit acolo, m-au izbit, de pildă, da. se mai întâmpla. Că el, dacă e nervos și de la Afganistan, da. eu îl mai iertam. Dar când a început toată teroarea, când da. a început, v-ați dat seama că și el e, e Da, dar și... ultimii 5 ani, el a început să consume iar alcool, el a lipădat biserica, și nu numai că, că consuma, că și, și fuma. Mă iertați. Deci asta încă, cum, asta e, e nimic. Omul, da, el se ascunde și nu știu unde fuma. Și eu zic, Valera, dar de ce tu te ascunzi? Deci dacă vrei să fumezi, asta, asta practic, fumează. C că tu ai frică de mine? Nu înțeleg de ce tu fugi. Mm. Că eu vedem că el nu știu unde îți duci. de la răț mâncare și se vie de fum acolo. Că... Și eu zic că, dar de ce tu te-ai ascuns? Dar el... Nu, că asta nu eu am fumat, zic, eu am văzut. Și am văzut că el mai consuma. Deci, ba, vin, un și Că e de vin, am gustat. E cu de pievă acolo, nu, nu grade. Dar mai mult, de -am, eu am trecut în alt trăiem, și lumea îmi spune, eu lucram prodăveață la magazin, și lumea care vine la magazin îmi spune eu, iată omul tău, că tăiește feti tinerii ele, că poate cum, dacă vine de la drog, de la lucru mm. și și ne El era șofer, da? El nu avem uh, mașina noastră. Mm. Am avut deodată moscvici, am mm. luat de asta cu 600 de lei și am mai băgat vreo 400 și am mai mers. Că el avea de aceea corbă. Și el avea... Ai, și ne suiem și ne ducem după noapte, după... Înțeleg, da? Poftim? Avea alte femei, să înțeleg, da? Pe urmă noi am cumpărat Ford, pe urmă mm -hmm. am, iar -am schimbat mașină. de mai mm -hmm. lucram și el nu bine. Dar pe urmă ce că te ieși, ne a fete chiar în casă. Ne dușit, chiar și ce, că fata asta doar mai și, da, nu, nu înțeleg, eu asta nu înțeleg. Cum să doarmă la noi? El le-a dus și de pe drum, în bat, deci fumează, deci afata și el intră, Eu zic, doamne, eu aici locuiesc. Îmi sunau, mă amenințau fetele celea. Și-a fost situația Acolo... când el a dormit cu, cu cineva? Nu, dormit eu nu, nu de în de dar în, deci, în timp de 10 ani, primele 5 ani încă era creștin uhum. și se mai întâmpla și se întâmpla și-l iertam, dar ultimele 5 ani era tine spus. Într-o zi m bătut, eu trăiam în centrul satului, nu în satul meu, uh -huh. de unde primul bărbat, dar da, am da, schimbat so... sate, fiindcă ei doi să nu se întâlnească. Uh -huh. Și eu trăiam peste drum la bar, era un bar. Uh -huh. Și stă până la barul acela, când a văzut cum el... Deci lumea care stăteau și afară erau măsuți și înăuntru. Lumea au văzut că el mă bate, și de, 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 mă apucat de păr, și în pământ, și cu picioare. ave o frică să mă apere. Că e să, tot, știți cum, ieși îmblă și fac sport, de pildă, ca să te duci să te în lupi, față la un bărbat, trebuie să ai și tu putere. Să vii și spui, și -i cu tine, ia, uh -uh. asta e o femeie. Și s-a ridicat un bărbat și, pânză de azi, să țin minte, Grigorii, chiar de acolo din sat. El avea așa o spate și de aici acubi și așa. Și, el s-a ridicat și a spus, băi, tu și cu tine, chiar tu nu vezi că e chiar și, că tu nu știi, că tu nu te baga, tu nu o știi, dar nu știu ce. Da, și el a zis și eu nu mă bag și eu nu doresc să aflu pentru ce la voi cearta. Eu stăteam la masă în, mă o definim, dar eu nu pot vede când un bărbat să-și bată și de o femeie. El m-a salvat, că vă spun, mă bătea de mă să-i el la dânsul. Doamna Liba, dar cu el, care a fost cea mai mare bătaie care ați, ați avut tot la el? De la aici, a doua. De la da, da, da. a doua, vă spun, iată atunci, Ata ne au fost și rușine, și rușine. Da, și m-a vreo jumate de oră în, centrul centru satului, în barul unde lumea s-o dicnește. Și necătând ca asta, bărbatul ăsta, mm. Grigori, îi spune, ce te dele, ce te jenși, nu te ce mm. cu tine, tot, tot, tot îi spune, îi spune, dar el, tu nu te amesteca, tu, asta ea. Și <coughs> a ieșit stăpână la barul acesta, e acum e primarul în sat. Și ea a ieșit și tot cum, că el la dânsa nu să Da, că ea, cum, avea o că era, e trăiește la noi în Mahal și m-a ajutat de multe ori. E vede când, de pildă, dacă nu avem ceva, e nu ne împrumuta, e așa de de. Doamnele, mă, mă Și ea că e de multe ori m-a scăpat. Spuneți, vă cum ați plecat de la bărbatul ăsta? de la a doilea? De la doilea? Ați fugit și de la el? Of, nu că am fugit, dar am dat la divorț de -amă după ce am născut a cincilea copil, uh -huh. deci a doilea cu dânsul. Uh -huh. Am născut, dar el spune că da, cu cine l-ai făcut că nu e neau că nu îmi aduc aminte că eu eram bată, că eu mai am fetic. Nu știu ce. Și tot e ca așa îmi spune, așa, păi eu a tu ce abort. Tu nu te duci să faci abort. Eu zic, mă gam să fac de la abort. Zic, eu sunt creștină și eu nu, deci nu fac, azi eu mor cu copii încă. Nu-ți faci, eu omor. Chiar și să naște bonăv, trebuie să-l licuiești. Cum deci eu și cu el așa ați, divorțat, doamna Alibă. Și am divorțat, știți de ce? S-a găsit el o doamnă, din prin domnișoare, uh -huh. domnișoare care le cătăiești, le aduce acasă uh -huh. și îmbla prin baruri cu dâns chiar în fața mea. Uh -huh. Și eu mă făceam că nu reacționez, că... Apă, tot acolo în sat s-a găsit tot doamne, și-a luat și s-a dus la dânsa și eu m-am gândit, poate are de lucru, el făcea sobi, mai face gard, făcea, era mieșter. Și nu-i o zi, nu-i două, nu-i trei, dar lumea vine la magazin și îi spune, zic că ea ca bărbatul tău doarme la fetița și aia. Dar eu zic că poate și acolo lucrează și acolo dacă o mai bucătă sara pe și-o obosit și poate și-o dormit și a venit, zic, abia mă odihnim și eu de la dânsul. Și el nu e o săptămână. Zic, dă să-l sun să văd dacă mai vine pe acasă. Zic, poate a rămâne acolo și de mă. Și-l sun. Zic, Valeră, tu mai vii pe acasă. Dar zic, da, azi azi vin, pahane. Nu, nu. Azi azi vin și să vorbim. Nu vreau eu pe telefon să vorbească. Și nu ne-o Eu aș așteptam, sara de-am vin de la magazin, lucram pentru de viață. vin acasă, dar el scoate antena. Eu mă gândeam că eu stăteam în sărai, sărai era cu mare, și, da, și copila și era călduț, deal, dar el de când a început a bie și a fuma și a fie, eu zic, tu stai în casă că nu ne nervăm unul pe altul. Și așa era, el zice, el lucru și a mai duce. Eu văd că antena era la, sărai, nu la casă. Și eu mă gândeam că el o scoate de la sărai și o mai miște la casă. s pus el când a venit de la fetița și eu, s-a pus uh, și, dar eu și, presp, și l prins și întreb, dar și nu lucrează antena, lucrează, dar și o schimbi și o pui la casă, nu, dar și o schimbi și poate nu o pui, tot nu, uh -huh. nu zic să duci, că eu mă gândeam, eu cu poate să că dar tot îl iau cu vorba, dar nu că eu o iau și, și o duc încolo la, iau, eu de-a cu fetița și eu. Și iată, o luat antena, și că eu eu antena și eu nu eu instrumentele și mă duc. Și e că vreau câteva haine, că este două genți în eu. Dar restul, restul îl le că pe urmă eu în gândul meu zic că aha, el vreau o leac cu dânsa și dacă nu ia a plășit, el încă mai are haine și eu n să înțeleg din viață că am bărbat, eu urnam, și nici el. El s-a dus până s-a dus la dânsa, acolo e într-o magazin. Le am la saș, am avut saș de este alb. Și am pus tata lui, am scos, am drum. Am zis, Cine eu, la trăiește Cine casa asta? Unde ați locuit cu el? În care? Ca, cu a doilea. Cu al doilea soț. Deci, nu... după divorț, divorț s-a împărțit, casa, el jumătatea lui ne-a dat nii la copii, uh -huh. că casa nu valora în sat. Și acum copiii dumneavoastră trăiesc acolo? Acolo, dacă costa 2000 de euro, de pildă. Uh -huh. Deci nu costa casa în sat și asta ea e. Și el s-a dus aparte cu densa. Acum în dar, ce, cine Dar trebuie? în casa aceea, fiindcă eu n-am locuit, că eu deam o... A, cinci ani am trăit acolo cu primul bărbat, uh -huh. în satul meu. M-am divorțat și am trăit în oraș cu dânsul. Nu în sat. Când îmi la biserică, ambii. Da, da, cinci da. ani în oraș. Când era atât. Ok. Ei, mai întâmplat, dar mai bine. Și cinci ani de am înalt sat. Și după ce el de-am. dacă s-a dus la fetița, și ea. Eu, un am vândut, eu nu am duși. Eu m-am dus înapoi, m-am reîntors înapoi în satul meu, unii de baștile. baștine, baștine unii... unde să mă duc? Și necătând că căsuța și ei veche, fără ferești, fără sobă, fără lumină, fără telefon, am venit cu cinci copii și voi idei n-aveți și când am tras până am... Asta eu ă, avem pensia 960 de lei. Și lumina am tras, trebuie să, ne să mi să îmi pui electricul, ne-au făcut în jumătate de preț. Au venit că au văzut că eu, zici că eu a să-ți fac, ca a să-ți trag, ne, -o, ne -o tras pe lumina. Am stat cu, cu lumânări, cu, cu lampad, rog, da. De cât timp dumneavoastră sunteți singură? Am uh, 15 ani. Dumneavoastră nu v-ați mai recăsătorit? Nu. Vă este frică? Uh, frică, ca Sau frică, ați dar. Uh, încrederea în bărbați. Uh, cum? Uh, asta, cam. Uh, încrederea, uh, într-adevăr, am pierdut, dar. Uh, fiindcă sunt creștină, încă am unul creștin. Ca chiar și în, în creștinismul acesta, să nu fie certuri că vedeți, el vrea la ortodox, dar eu vreau la altă, orice, eu vedeți, am altă să ați avut al doilea soț, fost... Dar așa, a, a fost puțin timp și n-a Nu, până la urmă, și... S-a dezis de, de credință. Da. Dar eu mă gândeam că dacă chiar și am avut mulți bărbați care au văzut că eu sunt frumoasă, au văzut că eu deci... Și de ce nu v-ați refăcut viața? apt Că acum eu studiez juridica de trei ani. Nu înțeleg. În... Spuneți, vă rog, de ce nu v-ați refăcut viața? Poftim? De ce nu v-ați refăcut viața? De ce nu v-ați recăsătorit? Vă spun de ce. Că eu cătam bărbat ca să-mi fie trimis de la Dumnezeu, în primul rând. Și să avem viziuni e, creștinești e, e cum uh, unite, deci să nu Doamna fie... Domnule, dar știți că nu mereu cei ce ne dorim noi avem. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți noastră? De ce cu dumneavoastră s-a întâmplat? În prima căsnicie, în a doua căsnicie, cine a, fost, cine a mers la dumneavoastră? Care a fost greșeala dumneavoastră? De ce dumneavoastră ați avut parte de, de o viață atât de grea? Nu știu, nu știu de și eu toată viața cât îmblă la biserică și eu tot întrebarea asta îi dădem la Dumnezeu și vinem și îl mulțumim și îi zic, Doamne, n-am ușis, n-am furat, eu mă tem să spun un cuvânt rău, lăs de la mine, iert, ajut, cam pentru ce? Nu știu, nu am răspuns. Nu, dumneavoastră nu puteți spune că ați fost o femeie iubită, ați fost o femeie respectată, n-ați avut parte de fericire pe care și-o dorește orice femeie. Deci de la ăștia a doi bărbați eu n-am avut nimica. Aista care e a doilea, el o lea cu s-a făcut față, nu mm -hmm. mai dărie din când în când flori acolo, din când în când ceva stimă, așa, ca... Deci să spun că el pe mai iubie, nu. Îl iubeam eu pe de el. De la bărba... El ne-i plăcea. El era frumos, înalt. De la bărbați n-ați avut fericire, dar spuneți-vă, dacă copiii vă aduc fericire? Copiii deja sunt mari. Primul este băiețelul. Deci acei trei care de la primul bărbat mm. ei au învățat la școala internat cu, acolo să le cu eu. Acolo mm. internatul pentru a cei care... Um, au avut parte de violență familie. Nu, nu. Care au probleme de sănătate. Uh -huh. Și ei aveau probleme de sănătate, fiindcă că n-au și zi și noapte, ei la lecții nu puteau stau. Și aveau probleme și cu capul. De pildă Ion, este mai mare. Când uh, la lecții îl dorea capșanu îi spune învățătoarea, duște cu oxigen, camerut și se culca. Gata, poți să te duci la lecții. El vine și spune, Doamna Reba, dar toți copiii, toți cinci copii, vă aduc fericirii, bucurie? Dumnezeu, ca că mamă, puteți să vă bucurați. Vă aduc fericirii ei. Ne aduc fericirii că sunt și nu sunt singure. deci nu mă. Vă cu mine să vă ascultă? Nu prea. Nu prea. <laughs> nu mă rog, prea ca, cu... ca, ca copii. Dar cum să vă spun, este mai mic, deci e șansa să nu prea. Că este mai mic, deci nu este cu mine. Da, Bărbatul nu, nu mi-l dă. Cu al doilea bărbat este. Da, deci, mm -hmm. care v-am spus. L am înțeles. El are, acum și are 15 ani. Și el. După ce ne-am, cum, comunicăm, dar așa. Și el împotriva mea, îi spune, nu știu ce îi spune și... Cred că el o nu să e... crească mai mult da, și o să înțeleagă. Da, dar că el acum are 15 Am spus că mai m am răbdat atâta, încă un an, deci l-am văzut acum când am fost în drochea și am spus, zic, Ulea, încă așteaptă zic, că la soare era ziua de naștere și întâmplător l-am văzut. Și nu vrea nici să mă cuprindă, nici asta ea Eu l-am apucat de mână și tot vorbeam și tot îi zic, și, ce s-a întâmplat cu tine? De ce tu așa te uiți la mine? De ce tu nu vrei să... Tu nu vrei cu mama, un an de zile o trăit aici cu mine în Doamna camin. El o să crească și o să înțeleagă cine spune adevărul și cine minte. Acum o să vă rog un mesaj Către toate femeile care vă, vă privesc, ca să nu repeti, cei ce, prin cei ce ați trecut dumneavoastră. Vreau să mă adresez către toate femeile că după prima palmă, îndată, să dezlegați toate, toate. Nu să iartă bărbatul care lovește o femeie. Nu se iartă, chiar s-a fost palma aceea, nu știu, ați zic că în că nu știu ce un bărbat, el trebuie să dovedească că el este bărbat, trebuie să reție și nu trebuie să facă violență asupra femeii. Asta e o culme a chiar și să n-ai unde te duci. Am o... Noi suntem o țară dezvoltată, civilizată, sunt centri, de plasamente, sunt tare multe. Nu trebuie să te leși, că ai unde te duci, că ai frică, că ți-ai rușine. Ți-o tras o palmă, ai luat haine, nu ți lua multe, ți luat documente și două, două gentuțe a și a copilului. Și ai ieșit și te-ai dus la primărie, la poliție, la 112, du-te, cineva să te ajute. Viața continuă și bărbații nu se termină aici. Eu vă mulțumesc, doamna Liuba, vă doresc multă sănătate, pace în suflet și în casă. Mulțumesc și dumneavoastră, domnul să binecuvânteze. Mulțumesc.